În prima jumătate de oră de joc, gazdele au avut 4 ocazii de a deschide scorul. Drăghici a șutat de la 18 metri, dar mingea a fost reținută de Niga. Portarul sucevean a avut noroc în minutul 14. Drăghici a pătruns în careu pe partea stângă, a pasat în spate pentru ceapă, dar reluarea atacantului vâlcean a nimerit bara transversală. Trupa, antrenată de Ionel Gane, a beneficiat apoi de o lovitură liberă de la 17 metri, dar execuția lui Neag a trecut pe lângă vinclu. În minutul 24, Niga a păstrat egalitatea după ce a respins din poziție de 1-1 cu Drăghici. Foresta a reacționat abia în minutul 31 prin Matei, al cărui șut a fost respins în față de Muțiu. Bogdan Rusu a ratat apoi voleul după o pasă peste apărarea olteană și tot el a deviat puțin pe lângă poartă, o minge centrată de Căinari. Foresta a preluat inițiativa în repriza secundă. Prima ocazie de la reluarea jocului i-a aparținut lui Rusu, al cărui șut a fost reținut de Muțiu. Golkeeperul vâlcenilor a greșit însă copilărește în minutul 65. A degajat mingea până la Lucian Dumitru, care a deschis scorul cu un lob de la peste 30 de metri. Gruparea din Zăvoi putea restabili egalitatea în minutul 89, dar mingea trimisă de Daniel Stană din lovitură liberă a nimerit bara. Formația suceveană și-a securizat victoria în minutul 90, când Dumitriu și-a trecut în cont dubla cu un șut din interiorul careului. Cu 5 victorii consecutive în campionat, formația suceveană a urcat pe locul 4. În următoarea etapă, Foresta Suceava va juca miercuri de la ora 13 în direct la Digisport, în fieful echipei Academica Clinceni.